Hai să trăiți bine. Este o seară de duminică tipică pentru anotimpul în care ne aflăm, deoarece plouă. Nu deranjează foarte mult acest lucru, fiindcă ploaia a început destul de târziu, mai precis aproape de orele serii, astfel că weekendul nu a fost foarte mult afectat de intemperiile meteo. Să trecem la subiectul filmulețului de astăzi și vreau să vă povestesc din nou despre compania Young Living, o temă pe care am mai abordat-o și cu alte ocazii. Dacă vă amintiți, cei ce urmăriți acest blog, este o companie ce distribuie produse din esențe de uleiuri 100% naturale. Eu am început de 2 luni să folosesc produsele ei, la ce, bineînțeles că fiind bărbat, în prima fază am fost cam reticent și am zis că ce avantaje poate să-mi aducă mie aceste uleiuri, ci doar o cheltuială în plus. Nu este așa, căci iată că am primit informații de la amici care deja folosesc aceste produse că calitatea vieții lor s-a îmbunătățit semnificativ. Sunt persoane ce au probleme cu părul, în sensul că sfăreau de calviție, dintr-o dată podoaba capilară a început să răsară pe creștetul lor. Sunt persoane care au suferit de arsuri stomacale și după ce au folosit anumite uleiuri, stomacul lor nu le-a mai creat probleme. Femeile sunt foarte mulțumite pentru că pentru ele există o gamă variată de uleiuri ce le poate îmbunătăți atât tenul cât și problemele de sănătate pe care le au. Este mult de povestit. Data trecută nimeni nu m-a întrebat după ce am abordat un astfel de subiect. Nimeni nu m-a întrebat despre aceste produse. Probabil nici de data aceasta nu vă face. Așa cum spuneam, bărbații sunt mai reticenți și în primă fază nu cred în aceste chestii. Vreau să vă spun că fondatorul acestei companii a suferit de o boală incurabilă. Medicii nu mai dădeau nicio șansă, dar dintr-o dată el s-a vindecat miraculos, alegând să folosească aceste uleiuri și astfel a descoperit eficiența lor. Sunt, bineînțeles că sunt sute de uleiuri, ele se extrag din plante, unele care sunt destul de rare și din acest motiv esențele costă foarte mult. Vreau să vă spun că o sticluță de 50 de mililitri se începe de la un preț de $20 și poate ajunge până la $50, depinde din ce plantă sunt extrase. La început primiți o carte destul de groasă, fiecare în care veți găsi toate explicațiile, fiecare ulei în parte cam ce beneficii aduce organismului, dar nu numai despre uleiuri, pentru că această companie distribuie și alte produse. De exemplu, eu folosesc șampon, gel de duș, pastă de dinți compuse din uleiuri, produse care mă ajută să curăț casa, vorbesc de detergent de vase, de curățat gresia și faianța și multe altele. Totul este natural, am eliminat chimicalele din viața mea și mai nou am un prieten în mașină, am să vi-l prezint imediat. El mă însoțește în orice călătorie atunci când sunt la volan, un diffuser, așa se numește. Bine, am mai prezentat și în primul filmuleț, dar acesta pe care îl am în mașină este de dimensiuni mai mici. Un diffuser, un recipient de plastic în care am introdus niște apă și am picat 2-3 uleiuri de esența pe care am dorit-o. În această seară am ales peppermint pentru că am probleme cu arsurile stomacale și se spune că acest ulei de peppermint vindecă problemele de acest gen. Este un recipient de plastic care, conectat la priza de la bricheta mașinii, funcționează normal, elimină un abur. Dacă îl pun pe intermitent, elimină un abur la 4-5 secunde, țâșnește din el un abur cu mirosul de peppermint. Pot să-l pun să meargă, să elimine aburul non-stop, dar am ales prima variantă pentru că mi se pare mai ok și durata lui de funcționare este mai lungă. Are un filtru înăuntru, atunci când îl cumpărați veți primi și 2-3 filtre de rezervă. Eu deocamdată nu am schimbat filtrul pentru că este destul de nou aparatul, nu costă extreme de mult, zic eu. Prețul lui este undeva la vreo $25-30. Acasă am un diffuser mult mai mare, cam încă de 2-3 ori decât acesta. Acela este mai scump, ajunge până la $100. În acel diffuser pot să pun
multă apă și mai multe picături de esență. El atunci când funcționează împrăște toată casa un abur, un miros al uleiului pe care îl aleg. Depinde la ce oră din zi mă aflu. Sunt uleiuri care îți produc așa o stare, te înviorează, precum cafeaua. De exemplu, acest ulei de peppermint înlocuiește cu brio cafeaua. Dacă aveți probleme de somnolență, puteți pune în difuzor câteva picături de ulei, bineînțeles, peste apă și aburul împrășteavă a da o senzație de înviorare. Aceste uleiuri vindecă toate problemele de sănătate pe care le aveți. Acum depinde în ce stare sunt problemele pe care le aveți dumneavoastră, depinde și cum tratați de serios problema, căci dacă le folosiți așa din când în când, bineînțeles că ele nu vor fi eficiente. Eu, așa cum vă spuneam, sunt fiind bărbat, la început am fost reticent și până nu am văzut că primesc informații pozitive de la cei din jur, nu am ales să folosesc aceste produse. Am acasă o cutie de 15-20 de uleiuri. În fiecare dimineață și seară trebuie să le miros, folosind prima dată nara dreaptă, după aceea nara stângă și din nou nara dreaptă, fiecare ulei în parte. După ce miros aceste uleiuri, este indicat să bea un pahar de apă, pentru că ele, aceste uleiuri mă ajută să elimin toxinele de apă și bând de toxinele din organism și bând apă, ele se elimină mult mai ușor. Primiți acea carte despre care vă spuneam, sau poate chiar nu v-am spus, acel catalog în care fiecare ulei în parte are explicațiile sale, ce beneficii aduce organismului. Eu am participat la câteva conferințe aici în Chicago și m-am informat mai bine. După primul filmuleț nimeni nu m-a contactat și probabil nici după cel de-al doilea filmuleț pe care îl voi posta legat de acest subiect, nu va exista o persoană care să fie interesată de aceste produse, pentru că în general oamenii din zilele noastre acceptă foarte greu ceva nou în viața lor. Cu toții ducem o viață mizerabilă până la 30-35 de ani, în care băgăm în noi angro, cărneturi și băuturi sau tot felul de produse pline de chimicale. Dar odată trecuți de o anumită vârstă începem să ne facem griji vis-a-vis de sănătate, căci îmbătrânirea corpului la unii se sesizează mai puternic, la unii mai puțin, și dacă folosim aceste produse putem să aducem o lentoare a îmbătrânirii organismului. Eu cel puțin mă simt extraordinar și chiar dacă investesc o sumă destul de consistentă în aceste produse, sunt foarte, foarte mulțumit, căci până la urmă, așa cum îi place românului, sănătatea, să spună, sănătatea contează și după aceea restul vin de la sine. Dacă sănătatea ai, poți să faci orice îți dorești în viață. Cam atât pentru acest filmuleț. Sper că m-am făcut înțeles, iar cei ce doriți să aflați mai multe despre această companie, puteți băga pe Google numele ei, Ian Living, veți găsi mai multe informații și dacă vreți să vi le ofer eu, putem să stăm de vorbă dacă mă contactați. Eu sunt doar un folositor al acestor produse, nu sunt dealer, nu distribui produse, să nu vă gândiți că aș avea beneficii de pe urma acestui filmuleț, căci am făcut reclamă companiei despre care v-am povestit astăzi. Nici vorbă, încerc să vă dau un sfat celor ce doriți să vă îmbunătățiți calitatea vieții, pentru că nu de puține ori am fost lăudat, bineînțeles m-am bucurat acest lucru, că nu m-am schimbat foarte tare în ultimii ani, bineînțeles că am avut grijă și de sănătatea mea, alegând să mănânc multe zarzavaturi și fructe, dar iată că am descoperit încă o cale de a face viața mult mai bună, folosind aceste uleiuri. Cam atât pentru această seară, vă doresc să aveți un început de săptămână minunat și mă scuzați pentru calitatea filmulețului, se lasă seara peste ținutul în care mă aflu în momentul de față. Numai bine!